Αγία Τίποτα Λόγια. Ούτε είστε Δόμνα Αναστάσα, ούτε είστε Δόμνα Φλέσσα, ούτε είστε Δόμνα Ιακωβίτη. De ce nu facem conferințele de presă cu acești oameni de spate? Până la urmă, sunt oamenii pe care i-a promovat, pe care s-a sprijinit. Sunt oamenii care au fost alături de el la bine și la rău. El mimează acest interes pentru participarea masivă a românilor la vot pe 29 iulie. Eu vreau să-i cer domnului Băsescu să ne spună clar. Dacă în cazul în care procent covârșitor din români vor vota împotriva dumnealui, își va da demisia de onoare, dar fără să ne povestească despre legi, ordonanțe și așa mai departe. Foarte clar, dacă un număr mare de români vor spune nu pentru Traian Băsescu, ci doar un număr foarte mic vor spune că vor să fie, vor ca Traian Băsescu să fie în continuare președinte, vreau să cer domnului Traian Băsescu să ne spună clar că va da demisia. Vorbește domnul Traian Băsescu despre soluții climatice de redresare a României. Domnul a avut 8 ani de zile la dispoziție să ne propună și să pună în aplicare soluții climatice. N-am văzut nimic. Acum, de fapt, dumnealui nu face decât să se cramponeze de putere și pentru aceasta noi îi cerem foarte clar să oprească de îndată armata de dezinformatori care încearcă de credibilizarea României în exterior. Domnul Traian Băsescu utilizează subiectul restaurației și, de fapt, el nu urmărește decât să ajute spiritele în fiecare zi. Să fie foarte clar, demersul USR-ului, de demiterea președintelui, nu este o încercare de restaurare. Este o încercare de intrare în normalitate după 8 ani în care Traian Băsescu nu a făcut decât să întrețină conflictul. Eu l-aș întreba pe domnul Traian Băsescu. Cum de butonul 3 nu l-a anunțat atunci când fura domnul Blejna, atunci când fura domnul Apostol, atunci când fura doamna Anastase? Sau a încurcat cu bani? Știe să dea lecții, dar repet, în acești 8 ani, nu l-am văzut să folosească butonul 3 în favoarea românilor. Mi-e teamă că l-a folosit în favoarea lui și a crizii și a lui provocării. S-a încercat inocularea ideii că actuala conducere nu mai e un interlocutor pentru partenerii cu fronturi occidentali și, de asemenea, că prin insinuările pe care le-a făcut dumnealui, tacticile bolșeviste, m-am gândit. Președintele suspendat a arătat că, clar că el este, de fapt, principalul instigator al acestei campanii de denigrare a României la nivel european. Îi cerem de urgență lui Traian Băsescu să oprească aparatul de dezinformare pe care l-a pornit la nivel european împotriva românilor și împotriva României. Vreau să știe toată lumea că Guvernul va organiza alegerile în condiții de securitate și transparență. Va organiza alegerile în cadrul ambasadelor și consulatelor și nu vom avea alegeri îndoielnice ca în ceilalți ani când am asistat la amenajarea de secții de votare chiar în biserici și în apartamente. Vom face tot posibilul să dăm posibilitatea tuturor românilor să voteze, atât din România, cât și celor de străinătate, dar cu siguranță vom respecta ca votul să fie unul corect. Vreau, de asemenea, să-i transmit domnului Traian Băsescu să înțeleagă că astăzi dumnealui nu mai e președintele României și nu mai poate da ordine și indicații așa cum le dădea slujilor lui. Ministerul Afacerilor Externe, reprezentanțele României, ambasade, consulate, sunt instituții independente care nu se mai supun mizerilor și presiunilor domnului Traian Băsescu. Domnul Traian Băsescu trebuie să înțeleagă că România nu este nava dumnealui. Nava dumnealui poate îi va fi pusă la
alături de dumneavoastră decât pe cei care v-au fost slugi. Nu mai aveți dreptul de a convoca. Uitați acest lucru. În final, vreau să-i cer public domnului Traian Băsescu, dacă spune că este atât de curat, dacă spune că nu are niciun fel de problemă, să se pună la dispoziția organelor de cercetare și penală pentru a se stabili un verdict clar cu privire la cel puțin cele două dosare penale de care se ascunde în spatele imunității prezidențiale. Repet, Traian Băsescu este singurul șef de stat din Europa care are calitatea de inculpat în două dosare penale și pentru aceasta dumnealui luptă atât de mult să nu-și piardă scaunul de extensia. Vă mulțumesc și aștept întrebările dumneavoastră. Vă uita la faptul că pe legea de referendum, care a susținut acum în care, și vreau să vă apăruți pe
na seară că spre despre de alte alegeri, acum avem doar 149 de secții de votare, în care am 300. De ce doar un asemenea număr de secții de votare sunt un asemenea număr mic de secții de votare? Ministerul de Externe este cel care stabilește secțiile de votare în afara țării. Sunt convins că veți avea un răspuns chiar astăzi de la domnul Marca, care va avea o conferință de presă. Vreau de asemenea să vă arăt că mi-au dat care sunt colegii aici. Știu că domnul Traian Băsescu este la Cluj. Nu se vede foarte bine, dar să știți că ăsta este domnul Traian Băsescu, iar ăsta este primarul Clujului, domnul Apostol. Dumnealui este în Cluj.